Turneul realizat de Dr. Baruch Corman în România s-a desfășurat timp de aproape 2 săptămâni în 6 orașe din țară. Au avut loc conferințe în biserici din București, Târgoviște, Timișoara, Cluj-Napoca, Beiuș și Alba Iulia. Tematica întâlnirilor a fost diversă. We're studying God's word for obedience. We're going to be in the book of Iacov and we're making a distinction between salvation, receiving the forgiveness of sins, and salvation, living a victorious life. We're going to be talking about as well God's purposes in the last days, what the rapture is, what we should be looking for as that time approaches. We're going to be speaking about things as far as the judges, the ancient judges, and learning principles for our life from those judges. So throughout the scripture, old and new, looking at God's word for one purpose, so that we can draw revelation with one objective, to apply it to our life. We don't want this to just be about learning. We want it to be about taking what we learn, applying it to our life so that God's glory can be manifested by ma'asim tovim, good deeds for His glory. What a great privilege it is to participate with the things of God. Ce mare privilegiu este să fi participant în planul lui Dumnezeu. Biserica Stânca din Timișoara a găzduit una dintre conferințele care au avut ca scop înțelegerea profundă a Scripturii. Învățătura lui pro-Israel a fost ceva care ne atrage nouă atenția, pentru că noi iubim Israelul, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și dânsul a auzit de dragostea noastră pentru Israel și a dorit să vină la noi în mod special și noi am fost binecuvântați că l-am avut. Participanții la întâlniri au fost încurajați să se pregătească pentru vremurile profetice. Ce m-a impresionat până acum a fost mesajul pe care l-a avut la deschidere în București, pentru că ne-a provocat pe toți în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu și cum suntem în relația noastră cu Dumnezeu. Suntem bine, suntem așa și așa sau suntem căzuți și trebuie să ne ridicăm și fiecare are o responsabilitate în privința aceasta de a mărturisi cuvântul Dumnezeu și asta m-a impresionat. În mod unic a prezentat un lucru care pe mine m-a atins și anume faptul că voia lui Dumnezeu se împlinește indiferent ce alegem noi oamenii. Noi oamenii prin alegerile noastre, noi nu putem influența planul lui Dumnezeu, ci doar binecuvântarea sau blestemul pe care îl primim ca răsplătire. Iar lucrul acesta a fost de-a dreptul fenomenal să-l înțeleg în profunzime expus. E un mesaj profetic din punctul meu de vedere și vedem cum cuvântul lui Dumnezeu se împlinește sub ochii noștri. Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos este aproape. Așteptăm să vină și să ne bucurăm de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne-a reamintit că poporul lui Dumnezeu rămâne poporul lui Dumnezeu, că noi avem de câștigat prin alunecarea lor și astfel l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos care ne-a dus mântuirea. Dumnezeu nu și-a iutat poporul, Dumnezeu nu-și reneagă legămintele pe care le-au cu poporul evreu, iar noi trebuie să înțelegem aceasta. Așa cum spunea și Avraam, nu? Cei ce te vor binecuvânta vor fi binecuvântați, iar noi vrem să fim binecuvântați și mulțumim pentru aceasta lui Dumnezeu. Cred că este un mesaj pe care lumea creștină trebuie să-l audă despre faptul că Israelul încă are un rol foarte important în planul lui Dumnezeu pentru omenire. Turneul doctorului Baruch Corman în România a fost posibil și cu ajutorul organizației Love Israel. Avem o călăuzire de la Dumnezeu zilele acestea și un har de la El să putem din nou să ne mișcăm, să avem mobilitatea asta, pentru că cei 2 ani de pandemie ne-au cam ținut pe loc. Suntem încântați că am putut să ajungem în Timișoara, suntem încântați de colaborarea pe care o avem cu Alfa și Omega, pentru că sunt partenerii noștri, avem cărți, avem materiale pe care le am scos sub egida lor și credem că putem să aducem o binecuvântare creștinilor și doritorilor care doresc sau sunt însetați după cuvântul lui Dumnezeu.